semnal. Aici zice 9 metale sau fierătanie. Zi de detecție pe plajul românesc. Să avem semnale bune și să sperăm că astăzi o să ne aducă noroc. Sunt împreună cu ajutorul meu, doamna M, cel mai tare săpător pe care l-am cunoscut eu. Hai, semnale bune și să ne vedem la prima găselniță. Primul semnal. Așa ar trebui să sune, da? Din toate unghiurile. Hai să săpăm. Semnița este cartușul și scrie 1900. Uite aici, dacă se vede 1900. Și în partea asta ar trebui să scrie restul, dar nu se vede. Asta e cartuș. Sună bine, ce se mai... Foarte bine. Alamă. Alamă sună bine. Nu? Cup. Hai. Semnal. Sună bine. Avem un VDI mult mai mic decât cel de mai devreme. Dar dăm două locuri. Hai să vedem ce poate fi. Semnalul bun și frumos este de fapt folie din asta care se găsește foarte des și eu cred că e rămasă de la pachetele de țigări. Că atâta ciocolată cât au mâncat oamenii ăștia pe aici. Cred că erau numai obezi în zona asta. Hai să mai căutăm. Avem o găselniță, ne-a sunat frumos așa zona asta. Și semnalul de pe aparat este așa și sunet și VDI, da? Clar. 19, da? Deci, așa ar trebui să sune un semnal frumos, nu? Și acum ne luăm pointerul. Și dacă punem noi așa, sună, nu? Ia uitați aici. Găselnița de astăzi. Pare să fi fost o bijuterie din bronz care a fost aurită. Se vede. Foarte frumoasă. O chestie prinsă de ceva. A fost prinsă pe ceva, de ceva. Cam așa arată. Frumos tare.
am plecat din zona în care găseam chestii. Uite gunoaie și aici, peste tot. Este o altă parte a pădurii. Cred că o distanță de 300 de metri, nu? Cam așa, cam 3-400 de metri. Și tot găsim chestii din astea. Printre gunoaiele de aici, sticle peste tot, se văd. Peste tot, peste tot unde te uiți, gunoaie. Deșeuri. Și printre ele încercăm să găsim lucruri și uitați ce găsim. Vai, deci cât de frumos se vede și cât e de frumos lucrată, ce model. Pare bizantin acum. Eu nu mă pricep, dacă se pricepe cineva, să-mi spună și mie. Hai, asta e de astăzi. O parte. Peste ce mai dăm? Ce mai găsim? Hai, semnale bune să aveți și voi. Bun, deci am căutat pe aici într-una. Nu e absolut nimic. A dat un semnal ciudat la început și acum, după ce am ajuns un pic mai jos, avem 30 semnal. Pe pereți nu se vede absolut nimic. Totul e aici jos. Să pun un pic pointerul. Să fie oala? Să fie oala? Dar nu am deloc semnal pe pointer. Deci sună foarte bine aparatul. Pe pereți am dat. Iar pe pointer n-am deloc semnal. El e funcțional. Da? Deci e funcțional perfect. Incredibil, nu? Unde să fie? Ce să fie? Cât de adânc să fie? Cât de mare să fie? Hai să mai săpăm, să vedem ce găsim aici. Ihania, ce este? Nu știu, că acum căutăm. A fost ascuns aici, uite. Aici nu e nimic. Am reușit să scoatem pământul și e în partea asta. Deci aici sună. Iau eu frumos domnul pointer. Și vedem ce poate să fie aici. De ce a sunat halul ăsta? Mam. Uitați și voi ce am găsit. Deci cât am săpat acolo după... Bă, adevărul că n-am găsit niciodată o bucată mai mare de asta. Deci e cupru ceva. S-o fi fost obuz. Cât m-a pus să sap asta după ea. Deci să nu zicem că Maelea Bună are adâncime. Deci aici e destul de adânc. Intră pointerul meu până jos. Auta. Deci până jos, a intrat aproape de tot în gaură. A dat semnal, după el, 100% bun, adică... Avem 28-30 pe aparat. Asta e. Am zis că găsim ceva mai bun. E chiar lângă bijuteria de mai devreme. Cine știe ce poate să fie asta? E din cupru, nu e bronz, nu e nimic. Uite, am atins-o din greșeală cu casma. Se vede aici. Hai să mai săpăm, căutăm. Suntem pe aproape, găsim noi ceva aia. La o distanță de jumătate de metru, un metru, față de unde am găsit bijuteria, alt semnal. Aici frumos. Hai să săpăm de mai devreme. Două metale, un fier și un cupru. Fier. Așa, cupru. Împreună. Asta e. Am găsit gaura. Hai să mai căutăm. Bun. Cine arată semnalul de... Ce video e 10-11? O acție otomană. Din nou argint frumos. Elegant. Uitați aici.
Deci am schimbat pădurea, da? Nu ne-am mai dus în locul ăla. M-am săturat de locul ăla să găsim astea. Și acum am găsit din nou. Adică cred că ne urmăresc. În fine, nu-mi pare rău că sunt foarte frumoase și ne place ce găsim, da? Nu. Hai să mai căutăm. Mai devreme am făcut și un puzzle. Am găsit niște metale, nu știu dacă se văd foarte bine aici, care au niște inscripții și cred că a fost o insignă ceva. Și le-am pus aici la un loc, le voi curăța puțin și voi încerca să le montez acasă. Au niște inscripții pe ele, scriu ceva. Par recente, dar sunt curios ce e. Ha, și din nou super bijuteria. Hai, semnale bune. Dihania de astăzi este țeava de la brad. Sau ce a fost asta? Te a fost odată pe aici și pe aici. Și acum e rupt. Nu găsim de mult ceva mare. De fapt, de data trecută. Să vedem cum o cărăm pe noi. Hai să mai căutăm pe aici. Am găsit live semnal de ceva cu voi. Hai să săpăm. Am săpat puțin. Semnalul de mai devreme. Hai să dăm un pic de pointer. Bravo, mă băieți. Jucați-o pe asta iarăși. Nu e de ajuns ce am găsit mai devreme și iar. Nu. Ia uitați-vă aici. Să nu ziceți că n-am eu noroc, nu? Da? Nu părea cine știe ce semnal. Deci pe aparatul meu nu părea cine știe ce semnal. Nu știu ce poate să fie. Bronz. Argint. Da, lucau bronzul în filigramul ăsta, așa. Și unde e restul de aici sau cum venea? Ia uitați, piesă. Da. Deci nu mai suntem în apropierea locului unde am găsit celelalte chestii. Altă dată. Am plecat undeva la 300-400 de metri de acolo. Și tot găsim chestiile astea. Și trage și voi concluzii. Ce poate să fie pe aici? Hai, semnale bune, mai căutăm. Semnal ciudat, din nou, lucrurile noastre obișnuite, aproape de unde am găsit acea bijuterie, ce? Aici, lângă copacul ăsta, așa, am găsit asta. Pare o monedă, nu cred că am mai găsit genul ăsta până acum, că are niște inscripții ciudate, tot din argint. O curățăm și revin după ce o curățăm. Am dat cu puțină apă. Acum... Nu știu, nu pare să scrie în română, pare o limbă. Aici are o cruce ca o svastică. Nu e ca o svastică, o cruce e vacheron și cu o barcă, ceva de genul. Așa pare aici crucea. Și aici pare o barcă. Dar foarte, foarte, foarte uzată. Doamne, câte găselnițe astăzi. Azi a fost, cred că, cea mai tare zi din ultimele detecții.
Hai să vedem cine mai lovește, că nu e semnal, nu e semnal, nu e nimic și odată. Pac, două, trei din astea. Hai să mai am scos ce am avut mai devreme ca și semnal, pare o monedă din nou, dar foarte veche, mai veche decât celelalte și destul de avariat așa. Nu știu ce să zic. Cred că a avut și gaură aici. Ce? Ceva salbă. În fine, foarte frumoasă și asta. Uite, se vede scrisul pe aici. E Accea, cred că e Accea, dar destul de distrusă. Uite, mai fost ceva cu ea în gaură, că uite, se vede. Scrie partea otomană și aici sus se are găurica de salbă. Băi, ce frumos semnal astăzi. Multe surprize, foarte multe surprize. Hai, rămâneți aproape. Să nu mai credeți că găsim numai chestii, găsim și sârmoace. Uite, asta are o formă de melc, așa. Totul e cupru. Și cred că asta e a 10-a în zona asta aici, unde am găsit bijuteria și monezile. Deci ne-au zăpăcit. Cred că le-au legat cu sârmă, ci de gât. Hai că mai cu... Ce credeți că am eu în mână? Cum zice cineva? Surpriză! N-am găsit niciodată genul ăsta de monedă salbă. Așa mare. Uite, se vede aici sus gaura. O curăț și vă arăt și vouă imediat. Hai că s-a moneda. Și a fost o salbă frumoasă, cred că din perioada romană, pentru că se vede că scrie pe ea și e bătută de fapt. Dar nu a fost făcută ca celelalte care le-am găsit până acum. Este singura de felul ăsta care o găsesc de argint. Așa. Hai că mai căutăm. Cine știe ce surprize mai avem astăzi? Fă. Am găsit ce a mai rămas dintr-un cuțitaș, briceac, ceva. Semnalul de mai devreme, uite așa, era bucăți. Asta cred că era aici, aici era, da. Și arăta cam așa. Foarte frumos. Deci are o parte de bronz, cred. Sau nu e bronz, nu e bronz. Alamă. Alamă. Hai să mai căutăm. Bune semnale, bune astea. Semnalul de mai devreme a scos afară coada asta de lingură. Bine, ca multe altele care le găsim, dar asta pare din aluminiu. O curățăm mai bine mai târziu. Dar are ceva scris aici, de dacă observă. Scrie aici un nume, ceva? Ia să vedem. E aluminiu puro și scrie bujor. Bujor. Probabil a fost al unui cioban ceva. Că nu cred că se găseau la război. Foarte tare. Hai că mai căutam. Ce bine a sunat. Și un pic mai jos, în valea cea de taină, primul glonț pe ziua de astăzi. Pare destul de ciudat, foarte mult aliaj, nu e plumbul ăla 100% sau l-a mâncat pădurea. Nu mă pricep. Hai să mai căutăm. Una bucată semnal, una bucată glonț. Asta arată mai bine ca cel de data trecută, plumb. Și una bucată semnal, una bucată, nu știu ce e. Pare să fie o ramă de la ceva. Nu știu ce este. Că mai căutăm, dar nu mai stăm mult, că ne ajunge și astăzi. Prea multe. Am avut un semnal și am găsit ciuperca asta din fier. Cred că a fost un cui mai mare. Și arată cam așa. Hai să mai căutăm. Mergând
tot așa prin zonă pe aici, am găsit restul de lingură și în asta scrie ceva, tot bujor, că scrie aici B-U, se înțelege, o spără mai bine acasă. Uite, bujor. B-U. Bujor. Dar a fost dreptaș băiatul, ia uite. Când a luat din castron cu ea, a tocit-o de tot, săracul a mâncat, până s-a rupt. Da, asta am găsit. Restul. Hai să mai căutăm ceva și am avut un semnal mai devreme și am găsit ce-mi place mie, o cataramă frumoasă. Nu cred că am mai găsit genul ăsta. Uite cât e bine arată. Și pare foarte vechi. Foarte frumos. Hai să mai căutăm pe aici. Pare glonț. Două semnale, ia să dăm puțin la o parte aici. Sună mai bine. Am nimerit-o de data asta. Eu. Deci era un glonț. Asta. Ne îndreptăm către titicar. Hai să vedem dacă mai găsim. Astăzi ziua lingurilor. Încă una. Mai că asta e din fier. Și ciudat. Hai să mai băgăm câteva semnale. Semnal. Aici la gunoaie. Găselnița de mai devreme, o bucată de potcoavă, foarte subțir. Ce animal a fost? Și mai avem 5 metri găsești argint aici. Table. Și jos la copac acolo este un glonț. Sârme, potcoave, cuie. Le strâng acolo, că am mai găsit câteva semnale și le adun. Un semnal aici. Și am zis să săpăm împreună ultimul. Hai să vedem ce găsim. Împreună. Ia să vedem. A văzut ce e și nu mai vrea să-l ia acum. Uite o chestie roșie acolo. Sigur e gunoi, că nu mai vrea să-l ia. Dacă nu era gunoi, îl lua. Și îmi vedeam, spunea ce e. În fine. Cam asta e pentru astăzi. Semnale bune aveți, grijă de voi. Hai să ne vedem data viitoare. Câte am găsit astăzi.